Doi de copii. Da. Copii, dar de... Dar care e prin ordonanță 133, domnule, în bugetul. Ce ați propus dumneavoastră? Noi am venit cu propunerea de 150 de lei, dar era discutabilă. Da. Pentru orice fel de bursă? Pentru bursa de merit și pentru cea socială? Da. Doar că noi asta am spus, că am propus un tip de bursă și a ajuns alt... A, deci n-ați propus un număr de lei, doar suma, nu? Nu. O, dar se discute. Da, o să ceva și cu domnul Părcălaș. Da. Nu știu ce bani avem, dar fixăm. Da, 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 tocmai. Da. S-au alocat în 3-a 2-a 2021 20.000 de lei de servicii de supraveghere prin legile de șantier. Vreți să pot aloca și pentru copii. Nu? S-au mai alocat iar în 23-a 3-a 72.000 de lei de probleme. Cred că s-au mai pot aloca și pentru copii. Sunt oferiți care nu sunt la mânare, dar sunt și chestii care din programez de un an, voi nu știu de vreme. Adică să vezi că deși pare așa un an. Tichete sociale pentru grădiniță, 40.000 de lei. Astăzi, care este alea pentru 55 de preșcolari? Aia de la Budea. Tichete pentru preșcolari. Alea 55 de preșcolari. Tichete sociale pentru grădiniță. Dar s-au anulat, dar nu se mai da. Nu, s-au dublat suma. S-au dublat suma, dar 40.000 de lei. Putem supune la vot cele două chestiuni legate cu 150 și cu 75 de burse la 100 de lei? Da, dar nu uitați să prindeți totuși și burse sociale, chiar specificând că vor fi transportați cu microbuzul. Da, da, asta este și prin ordinul ăla transmis, că Consiliul Local ia legătura cu operatorul. Dar dacă nu prindeți aici, atunci o să înțeleagă că nu avem și burse sociale. Deci bursele sociale. Trebuie și aici un număr de copii. Deci eu la Bătești am pregătat cu copii. Ați dat tabela? Da, sunt tabele. Da, sunt de la domnul... Cu bursele sociale, da? Bursele sociale. Oamenii pentru transport. Pentru transport. Pentru transport. Bun. Sunteți de acord cu bursele acestea, inclusiv astea de transport ce am discutat acum? În cuantumul care am spus, 150-100 și iată de transport, da? Majorate, majorate, inflație. 200. De acord, da? 200. Haideți să... Să vedem după. Să vină și buget. Ulterior, putem reveni, putem mări. Oricum le votăm în fiecare an. Le vom vota în fiecare an. Oricum aceste burse, pentru că vor... Sunt și alte priorități. Trebuie să înțelegem situația. Da. A fost discuții, cel puțin la adresa mea multe, dar fiind atâția ani primar, știu cu ce mă confrunt, normal acest subiect, așa cum aminteam și mai adineori, trebuie să discutăm odată cu bugetul, să vedem cifrele care vin, să vedem cum vine la Consiliul Județean. Da? Să mai iete la izlandul nostru un pic de bani și da, la copii. Eu am spus-o la timpul părinte, dar n-am fost să înțeles. Zic eu ca să fim tot așa aici, cumva prevăzător, nu o să fie exagerat, pentru că, da, sunt atât de făcut. Avem investiții în derulare, avem investiții care vor fi cofinanțate anul ăsta, ce puțin multe lăsate din care vor fi cofinanțate. Da, dragul meu, da, doar asta. Stați, nu plecați. Reveanu, unde duci, mă, nu plecați. Hai ca să votăm. Hai trebuie să votăm acum. Primar ar trebui să spună punctul de vedere. Eu propun atâta. Deci, eu am venit cu propunerea și v-am spus-o clar. Rămâne 150 pentru cele două burse, adică alea de merit și cu 100 celelalte. Acum, dumneavoastră, nu e nicio problemă când vreți să schimbați. Bun, eu supun la vot. Cine e de acord cu 100 și 150? Vreau să facem doar un mic amendament. Vom veni cu modificări, un plus sau un minus, pentru că vom veni cu situația la sfârșitul semestrului 2. Păi ce am spus? Că noi putem interveni, domnul Pancu, ulterior și putem... Și nu punem numărul, deci nu aprobăm un anumit număr de burse. De asta am... Deci nu un anumit, ci doar cuantum. Atât vedem ulterior. Și media, intervalul. Da. Deci, de acord cu 100 și 150 transportul, da? Așa, 150, da. Da, până astăzi. Mulțumim. Cine e de acord cu 200 singurul?
Da. Da, domnul Vancu, rămâne să fie discutat ulterior, cât ele se ajustează pe parcurs, da? Bun. Am observat că se botează așa rămâne și chiar mai taie să din... Da. Tot mai modific. Când sesizați asemenea anomalie, aduceți la cunoștință? Sigur. Am adus la începutul ședinței. Da. Bine, trecem la următorul. Proiect de hotărâri privind aprobarea planurilor anuale de 2021 pentru asigurarea resurselor umane, materiale, financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru îndeplinirea celor 18 funcții de sprijin. Domnilor consilieri, un pic, știți prea bine, departamentul ăsta a situațiilor de urgență este un departament în fiecare OAT destul de activ, să știți, adică și condițiile, cum să vă spun, a serviciului situațiilor de urgență județean sunt niște cereri fantastice, adică te obligă la un moment dat să ai mașină pentru stingerea incendiilor, te obligă să ai serviciu cu șef serviciu, cu cadru tehnic, cu angajați. Deci cheltuielile pe acest segment sunt mari. Noi, de bine de rău, trebuie să recunosc că am moștenit de la domnul Vlaș un lucru bun, mașina funcțională, cu serviciu la fel. Am, în cadrul acestui serviciu al nostru, am doar un cadru tehnic angajat și un șofer pe mașina de pompieri, în domnul Cârlescu cadru tehnic și Herțan Adi este șoferul mașinii. Nu spun că viceprimarul e și șofer, e și servant, e și tot, pentru că el pleacă de fiecare dată în diferite misiuni pe care le sunt. Noi suntem, s-a depus acel, deci nu suntem avizați de ISU, pentru că ei, v-am spus, sunt niște condiții draconice. Domnul Atasili știe foarte bine și îi poate expune. Încercăm acum prin banii de la buget. Domnul Cârlescu vă va spune exact ceea ce trebuie să mai achiziționăm ca să ne avizeze. Deci, practic, stăm acum în niște câteva materiale, câteva costume și ce spune dumneavoastră. Sper să ne avizăm și atunci să fim în regulă, cum se spune, cu acest serviciu. Care este la funcționarea domnul Vici, știi, și domnul secretar, cu două, trei adrese, vă mai cumpăra niște bocani, zeci bocani, dar nu pentru aviz am luat legătura cu domnul pretendent Lucaro. Deci, dintr-o dată, că ne trebuie neapărat patru costume noi. Ar fi un fel de scrie, la 2600 de lei. Da? Apărat undeva la 4500. Dar poate să fie mai mult sau mai puțin 2-300 de lei. Așa. La orice serviciu, la orice primărie, ar trebui ca cadrul de serviciu sau cine ar fi, ar trebui să aibă uniformul cu care să vadă că este pompier acolo, cum sunt și la Kaufland și la toate instituții. Ne-ar trebui undeva la 4 produse medicale în primărie, care sunt funcții părinte de așa. Undeva la 720 poate 4, perfect estimativ. 20 suporturi pentru stingătoare. Stingătoarele stau undeva la primărie, pe jos, pe lângă dulapuri, unde ascunse și să fie puse la... La vedere. Să va, la vedere. Machete de alea de plan de evacuare situații de urgență și iar și planul de organizare sunt machete de alea care să are un plan de traseele de evacuare. Traseele de evacuare. Alea sunt făcute din 2000, nu știu când, e trecut și Ovidiu și... Mă rog. Alea ne trebuie neapărat și din alea. Ne mai trebuie niște lămpi, cum sunt și sus aici, de la Cresit, și cam atât. Dar, în special, ne trebuie neapărat astea, costumele astea, aparatele respiratorii. Ce costume? Ați spus că nu am înțeles. Nomex. Vă referiți la costumele alea de a te apropia de incendiu, alea de aluminiu, nu? Da. Dar de ce trebuie? De ce cere E4, dar... De ce așa au cerut E4? 4 costume. Mai iau și ei niște aberații. Hai să vă spun ce au mai cerut. Scumpe? Au cerut
cizme de piele, vezi acest ce au cerut, cizme de piele. Nici militarii nu au cizme de piele. Deci cadrii militari nu au așa ceva și ne-au cerut nou la SMSU. Cu branți metalic. Da. Deci nici cadrii militari, eu am vorbit cu ei, ei ca și cadrii militari nu au cizme din piele și ne-au cerut nouă la servicii voluntari. Este o aberație. Probabil. Dar am văzut și dumneavoastră și la spital și la tot, nu le dă aviz până când nu le are. Deci ei pot și simplu spune, conform legii, nu vă dăm aviz. Și atunci noi ne-am dat noi ani de zile degeaba pentru... Este o firmă care face așa ceva, ia cuiva și te determină, te duci să cumperi, numai acolo găsești, probabil, că asta e. Sau năsulit criterii de acordare. Asta vroiam să vă spun, domnule, după ce s-au întâmplat la colectiv acum câți ani? Da, poftiți. Vă luăm și pe partea normală. Eu cu domn vici și cu domn vici care au fost înainte. Am fost într-adevăr la toate intervenții care au fost până acum, în 2019, 2020 și 2021. Deci dacă noi nu spunem că se existe cu costumele astea care într-adevăr sunt 2300-2400, ferească Dumnezeu. Ești în postura să intri în interior, după un om, ești invalid. Nu poți să intri cu costumele care au luat undeva. Deci, ferei. Alea sunt costume din interior. Alea sunt așa ceva. Salopete. Da. Salopete, așa ne știți, sunt salopete. Deci, pe ăla nu pot să intru ca să statuiez un om. Costumele astea nu o să fie folosite la orice intervenție. Dacă odată la 10 ani, dacă sunt folosite, eu scos bani. Odată la 10 ani, dacă sunt folosite, eu scos bani. Deci, eu scos bani, atunci am pozit. Gata, părinte, sunt în ședințe de consiliu. Ați rezolvat problema aia? Hai că vorbim, vă sunăm. Salut dreapta. Ferească Dumnezeu, se întâmplă, cade o clinică sau ceva celălalt, poate să-l salveze, să-l tragă înapoi. Din cauza asta, nici unul și două aparate de respirat obligatoriu, puterie de rezervă oxigen. Dar în primul și primul rând, întreg aceste patru costumi, care au valoare de 9600, poate fi 9200, poate fi 9000. M-am uitat cu telefonul în Sorești, variază, care sunt mai multe fiind, dar trebuie să fie neapărat reinitul. Da, domnule, deci, 2020, da. A fost undeva pe 4 anul 2020, a fost cu Drăianu, e domn Vasiliu. A fost domnul Vici, a fost Vici. A fost un accident de trecere frontal, în față la doamna Șteanu, acolo. Ne-a depăsat cu domnul Vici celălalt acum. Intervenție pe 2021, a fost un incendiu la un scător cereale, la domnul Iapă. Mi-a solicitat de la Iași. Ne-a pus cheia, au zis să ne ducem noi. Ne-am dus acolo, ne-am strâns, a fost o grămadă. Accident auto intersecția, cu decedați. La fel am ajuns tot noi, ca după aia la televizor, să apară undeva cu ajuns la prima, la fața locului, pompieri și o descarcerătoare. Nu, nu e adevărat. Dacă era un om acolo, cum văs eu, și eram blocat, se vedea de dată că eu și acolo. Pintilei am descarcerat cu arnii și am scos de acolo prima dată. Eu v-am mai spus la incendiu care am fost atunci, Sonia Vasile, luați și filmați. Aveți tot timpul un băiat lângă voi. Filmați, ne-ați ajuns ca să faceți dovada că ați ajuns. Da. Bun, aici v-am spus o televiziune, are care. Da, oameni, dar neavând o filmare, nu poți să spui că ai ajuns tu. Deși tot timpul s-au ajuns, noi am ajuns tot timpul. În cel mai scurt timpul s-au ajuns. Da. Nu s-au mai fost chiar pe 11.02.2021. Am fost sunat cu un copac undeva între Scânteia și Vieti, cea prima casă care e la doamna, domnul Cășlaru. Așa, Cășlaru, fost dărmat de vânt, o bălă de vânt. Și trebuia înlăturat, deoarece mergea numai pe contrasens, posibil fost accident sau să nu intre cineva în el, că era vizitatea foarte scurt. Cam atât. Da. Au fost dat pentru la avizarea asta anuală în platforme. S-au avizat până la vânt. Ajutorul domnul primar, am făcut referate peste tot. S-a avizat platforma de gunoi de lăgraș de un an de zi. S-a făcut o reavizare. S-a reavizat, trebuia reavizată. De la călugăriși, nu? Documentația au fost făcute de anul trecut, numai trebuia depusă documentația. Așa. În Bumureș și este trifază. O fază din primărie nu este folosită. Am solicitat ca să fac un contoar exterior, să plece pe acolo, cu trei faze din interior, primării, ca de acolo partierul să fie pe o fază și etajul să fie pe o fază, deoarece sunt fluctuații de curent. Acum, cererea a fost înregistrată,
Să ne vină, să ne dea. Cel mai scurt timp o să vină și să pui contoarul ăla pe stâlpul unde trebuie acolo exterior. Normal este în interior. Eu și-a spus că nu-i legată bine. Bine, o să spuneți domnilor consilieri ce are serviciul situației de urgență. Vă spun eu, la controlul oricărui organ superior pe situații de urgență, primul control care face asupra tablourile electrice. Deci asta, de asta i-am trasat-o, ia-ți așa, ține legătura cu cine trebuie și alte. Da, așa e. Acest serviciu este bun, este necesar comunei, ce să spunem, o să încercăm să punem bani de la buget, să achiziționăm ceea ce vrea ISU Iași ca să ne avizeze. Și sper, nu că sper, avem toată cererea că anul ăsta vom obține avizul ISU pentru serviciul nostru. Da. Atât, da? De acord? Cu ceea ce a prezentat? O să, la buget o să punem bani, bine, care o să le vedeți. Împotrivă, abțineri, nu. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind gospodărirea Comunei Scânteia începând cu anul 2021. Domnul viceprimar? Asta e, acum vreau să-i dau cuvântul. Păi, după cum vedeți, aveți și dumneavoastră programul privind gospodărirea și frumusețea satelor din Comuna Scânteia, nu? Pentru ce atunci aș putea să vă fac. Și-am realizat până acum niște cu ce am putut cât am putut și ce-o mai rămas de lucru de când am preluat noi. Deci s-a dus motorul în nisipul și materialul în deleapan. S-a îndreptat și pus piatră pe cele trei drumuri de la Borosești, de la școală spre Nita, acolo și așa. Prin spate, pe la Polonie. Și prin spate, pe acolo, dar podurile de care... Erau funcționabile cele trei poduri, la Zancu, la Țiganu și la biserică urca spre școală. Adică după ce ei le-au făcut, au lăsat pământul acolo și era jale. Și a trebuit să punem piatră. S-a mai îndreptat podul și pus piatră. Plus taluzat. A pus pământ și l-a lăsat plus, așa. S-a îndreptat. Eu rămas să vedea podul, era podul vizibil. Sus nu puteți treacă. Și asta am făcut-o mai în special pentru a putea trece mașina de la Girexim pentru gunoi. Că fiecare om o văzut că se vine să ia gunoiul de la poartă, ce spune, de la mine nu vii și trecea mașina prin deal, știți, domnul Tăsiei, din spate drumului. Asta. Deci podul, s-a pus piatră și la podul și în față la și taluzat malul la Lăzurica. La cum te duci spre pădura Robasilei, care a fost... La Lăzurica, care știu din Borosești, la Lăzurica. Din câte ori a fost sunată, doamna... În ziua ianuarie, știu. Aici vă spun, ar trebui să-ți ultima vorbă care mi-a zis, o să mă scuz, poate nu se registrează, însă așa, futu-va în gură, lasă-mi de la foarte popular. Lăzurica? Nu, ați înregistrat, nu? Lăzurica, da? Tot la sesizarea spre poliție și spre doamna Onuță, la sesizarea șoferilor de la Girexin, se poate intra cu mașina până în... Așa. S-a reparat podul de piste de la drumul județean 248, nu știu cum s-a străcat acolo, fiind casele alea în construcții, podul făcut de la drumul din fața dumneavoastră, domnul Porcherașu, de piste drum. Deci, am căutat să reparăm că, știți, s-a trecut cu mașini grele, cu materiale, cu știu eu, și era un moment când stătea mașina aia, era suspendată. Dacă tot venit de reparații, pot să vă mai spune o groapă din Ciocârlești. O știm. Din septembrie. O știm, o știm. Asta e chiar din curbă de la... Exact. Da. Deci, la pod acolo, la Bartolomei Meleu. Am mai căutat și am îndreptat tot așa la sugestia domnului... Cum îi spune, Neaghiță ăsta înalt, care e la Tufești. Au venit și au spus drumul ăla la Tufești, care e prin pădurii la Mirșești. Domnul Chiriac au făcut să dea drumul la apă, cumva, pe, să nu se adune acolo, și curgea apa în grădină la om, sau știți, pe băile cele acolo. Așa, dreapta. Am început, am încercat și am direcționat apa în altă parte, spre pădure, spre asta. Să vă spun, deci, am făcut veșeurile la parcul de joacă, de aici la spodul Mării și la Ciocârlești. Deci la Ciocârlești am făcut și cabina, trebuie vopsită, pus și montată, că acolo am văzut că este făcut numai cabina, da, numai cabina că este așa.
S-a montat parazapezei la Șocârles, lunga Borosești. Le-am demontat, nu a fost nevoie până acum, dar am căutat să vedem și ca un experiment în primul an, să vedem dacă... Iernii, să mai vină. S-au curățat rigolele de pe drumul din la 248 drumul județean, curățat rigolele și din comună. S-a pus piatră la Bodești, la Aliman, tot așa, la, în urma unei sesizări, lângă Sorin Eftemin, știți că este un drum care merge la băiatul. Da. Sunt două case acolo, și Aliman și nu știu mai cum mai spune. Aliman și... Da. S-a extins rețeaua de iluminat. Da, fierul nou. Deci, în rediu, deci strada Pădurii și strada Spicului, strada Pădurii care urcă în deal prima stradă așa și după aia Spicului e lateral cum... Spicului era trecut în Borosești, de asta vreau să vă întreb care e strada Spicului în Borosești. Ca să o greșesc, să vă obiect să trec în Borosești. Da. Da, la Scânteia, tot spre podul Sărături, la Aliman, și bineînțeles s-au montat câte două lângi și la, de la, până unde era tras, până la Aliman acolo, da? La Borosești, pe strada Șesului, la Dița, dar am înțeles că nu mai stă el sau nu știu... Sau dacă îmi permiteți să intervin aici, da? Cu extinderea acolo e proprietate privată. Deci s-au pus doi stâlpi în curtea omului. La... Deci la Rădeanu, strada Șesului, s-a pus în curtea lui, a stâlpii din curtea lui. Da, da, haideți... Să ai unde, dar în curtea omului, proprietate privată. Noi, care Rădeanu? Are drum, nu-i lua drumul. Haideți, haide, îmi dați voi să intervin un pic? Poftiți. Haideți să vă spun. Deci eu... Așa este, în momentul când am preluat mandatul, au venit repede, dar dă-te așa că nu mi-au pus să-mi puneți și mie. Și am avut, deci vă spun... Așa, am sunat prima mea mișcare, că am avut, am ținut legătura și cu domnul Atasii, legate de lămpile de Urbio, care ei, mă rog, au, noi primăria am cerut 6 lămpi în prima fază, nu i-am trimis niciuna, am fost nevoit, eu am recuperat doar 4 lămpi și le-am trimis la Urbio, urmând ca cele două n-am putut, n-am avut ce face și le-am plătit, că n-am avut cum. Factura mi-a venit de 450 de lei, lampa. Am plătit-o, mie mai întrebuiau vreo 15 lămpi. Și am zis așa, hai să caut eu prin meseriile mele, în ghilimele, au fost și de comercian. Și am găsit aceleași lămpi în care eu am cerut 3 lămpi de la ei, am zis vă plătesc 3 lămpi. Cu acele 15 milioane am luat 16 lămpi, cu 80 de lei lampa. Și de aia mi-am permis. Și acum am extins, chiar dacă spuneți dumneavoastră, domnul Atasei, că e, nu, acolo e un drum privat. Nu e drum, până la urmă sunt 3 locuințe, alu Rădeanu, nu, 2, alu Rădeanu Gheorghiță și alu cumnatului de la așa, și am zis să le pun. Acum sunt din nou, probabil o să aflați și o să-mi reproșați iar. Peste unde am făcut podețul, domnul, strada aia este stradă particulară. Au venit băieții la mine acolo, le-am spus, nu pot să fac niciun fel de investiție acolo până nu îmi predați mie. Sunt în derulare documentele duse la notar să facem transferul. Îl predea nou ca și acum probabil o și montat cele 3 lămpi acolo. Dar care drumul? Da. Vili, alu Vili. Alu Vili, la Ganea. Le-am montat și acolo. Sunt și ei, cum să vă spun, locuitori ai comunei Scânteia. Plătitori de taxe și impozite. Ne-am dus spre Sărături, podul Sărături, cu Aliman. Mai când au mutații, că sunt ei. Au o parte de ei, nu se poate. Sunt, ne plătesc ca și locuinții, ne plătesc, vin și plătesc salubritatea, adică nu mi s-a părut să fac nicio diferență. Și atunci dacă, cum spuneți dumneavoastră, am mai pus un stil care să spuneți că e pe la Gheorghe alu Lampă, a luat Alexa de la Zancu următorul, el și-a pus-o stânt și-o ștas curent. El este pe domeniul public. Nu a fost extinsă rețeaua. Nu trebuia să-i pună lampă omului ăla? Păi da, nu a spus nimeni. Nu a spus nimeni că să nu puniți. Dar vreau să spun că s-a făcut deci rețeaua, că ăla e drum privat. Da, domnule, am zis că beneficiază și luând, v-a spus, cu 80 de lei lampa. Da. Aceeași lampă. Suporți avem în curtea... De ce ați dat dumneavoastră, avem, cred că, 500 de suport sau 400. Și am zis, iau, fac legătura, mai luăm branșament și am să facem pentru locuitorii comunei Scânteia. De asta. Mai era o lampă care l-am întrebat și domnul Vici, spunea că nu știe ideea. La pod, la Găzoaia, unde am mai pus noi două lămpi spre Zărzărea.
primul stâlp de la... la acolo s-a schimbat, a fost de lemn, s-a pus de beton. Și lampa s-a... Și lampa a luat-o probabil firma care a schimbat, că l-a întrebat pe domnul Vici, când le, nu știu de la... Am solicitări și cred că o să pun în continuare, o să mai achiziți, vedem ce bani vedem, zărzăreaua măcar pe un stâlp, dar știți, că ați avut dumneavoastră cereri fantastice. Zărzăreaua nu au pe unii nu sunt case, de la ăsta de la caravană până la Găzoaia. Da. Poftiți, domnul Pahman. Nu, nu, în zărzăreaua am pus pe fiecare stâlp acolo. Din câte știu, Oledu are un proces acum, are o să de contracte încheiate cu fraudă de 2 milioane de euro. Cine? Urbioledu. Eu nu mi-am mai permis, domnul, când am văzut prețurile astea, am încheiat orice acti, doar îi trimit, acum i-am mai trimis 4 lăni, ce dau jos de Urbio, le trimit, le fac colet, vorbesc cu doamnele și mi le trimit înapoi. Fără da. Să mai intru cu ei, că ți-am dăm 10, ai, îți dau 5. Deci contract de mentenanță, da. Da. Și oricum par oameni serioși, pentru că deja ne-au trimis la schimb, ce am dat, o trimis înapoi. Nu, eu sunt serios din punctul ăsta. Vreau să trimită și echipă ca să monteze astea. Da, dar el este în contract specific. Știu cu domnul... Doar ce vreți să cumpărați în plus, să nu luați la ei. Mai sunt multe lucruri care trebuie să acționez urgent. De exemplu, eu a stat în spital și chiar ieri, ultima dată, doamna Damaschin de la Răd, Damaschin, să nu știu mai că e mutat acolo spus, deci am avut un bec care s-a dat jos, o lampă arsă, tot de asta de urmă, și l-am trimis astăzi pe Valecă, că insistentă, dar de atâtea ori, de două săptămâni, dacă ne-a făcut capul mare. Da, lucrați. Mă rog, o scăare pentru că îi trebuie neapărat să nu se întâmple ce s-a întâmplat la Vale, la Petre, care știe de la cazul respectiv. Domnul Mistrean, un pic. Domnul Pancu, spunea ceva? Care ar fi demersurile pentru a pune un drum privat în domeniul public? La notariat? De a preda acel... dumneavoastră aveți intabularea acelui teren pe numele dumneavoastră. Sau coproprietar, dacă sunt mai mulți. Se merge la notar și se predă comunei UAD-ului. Noi îl inventariem. În primul rând trebuie să ai acte de proprietate. Păi eu ți-am spus. Păi nu, la acolo, dacă vorbim pe drumul ăla, acolo nu este. Nu. Nu sunt acte acolo. Aici este... Drumul la tata. Da, da, drumul e proprietatea... E proprietatea lor. Nu este proprietate pe teren. Eu așa știu că voi ați cumpărat cândva acolo, dar nu aveți acte de proprietate. Este titlul de proprietate pe bucata din deal și până... Vale. Dacă este proprietate... Îl defalcați. Este. Dar altfel nu poți. Îl defalcați, pe apare pe fișa cadastrală drum de acces, ăla cu suprafață, lungimi, lățimi și tot ce este, veniți să-l... Suntem patru case, una în pasă, da, 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 și predați și n-ați nicio problemă. Dar și nu beneficia, nici din luat public, nici din becuri, corect. Nici din... Da, aveți din luat public. Nu este. Au fost, nu s-au schimbat de becuri, de nevoane. Tocmai asta vreau să spun. A rămas că drum privat și-a dat tot. Stâlpii. Acum beneficiază alții de drum privat cu iluminat, îl vreau și eu. Sunt sfânt la valii de beton? Sunt. Pe marginea drumului? Da, da, sigur. La Dița este lăudabil, dar vedeți că creați un precedent pentru alții solicitări. Vreau și eu de un curte. Să faci. Nu, un curte. Unde sunt locuinții mai mult. Eu acolo am avut un meci, nu că am avut meci. Când s-au întins iluminatul firul, n-am fost de acord să li se pună lămpile. Numai eu știu câte înjurături am luat prin gaz și apoi au venit la birou la domn primar și mă înjuram în față de domn primar și dumneavoastră s-au abținut, nu vreau să mai spună, că își bagă și scoate în gura mea că n-a fost de acord. Doamne, nu sunt de acord, este proprietate privată. Punem întâi pe drumul public și după aia o spunem și acolo. Contra fost, dacă e privată? Nu. Am zis rezolvat. Bun, mai departe. E vorba de consumul, nu de materiale. De consumul de energie electrică în timp. Deci asta costă. Dar plus cu materialele noastre. Și-au pus el. Prima oară și-au pus, o rămas așa, și-au pus el bec, o rămas. Până la urmă, toată trebuie pus la toată lumea. Că tot da, da, da. Da, da, dar eu mai am un stâlp în curte, mi-l pun eu. Cum era vorba de drumul... În curte, domne, nici într-un caz în curte. Nu s-au pus nicăieri în curte. Aia doi stâlpi sunt în curte, omul. Iei lampa de la primărie, o plătesc contractul și o pui sus. Vis-a-vis de domnul Porcărașu, care stau niște oameni acolo și totuși trebuie să fim soluția. Haideți ca să îi dăm drumul că... Poftiți, domnul Mistreanu. Deci s-a mai pus piatră în locurile unei mașini de direcție, nu pot să întoarcă și asta e un lucru foarte important. Deci, după cum știți, pe cărpa și la colț de rai acolo,
era o problemă ca să merge o mașină de gunoi cu spatele de la Găzoaia până în cap, tot ce era acolo, da. Ei, nu e chiar așa de plăcut nici pentru șofer, nici pentru mașină. Nu poate să meargă, nu poate da. Consultor. Și deci acolo s-a pus piatră și am căutat să facem... Încă trebuie pus. Mai trebuie mai multă, nu este, da. Da. Mai departe. Am, deci, s-a bitanșat veșiul la primărie, care a fost un lucru cam dificil, dar până la urmă s-a realizat, da. Nu am făcut noastră, da, însă da. Cost, n-aveam cum noi cu tractor. Nici nu mai se putea presiune, suporta, pentru că era vară de acum, era vitanșă specială, da. Care trage de la 30 din 15-20 de metri. N-ați încercat să intrați la nu, n-am încercat. Nu, n-avem cum, n-avem cum, ne-am uitat și nici nu cred că-i permis să... Haideți să așa, mai repede, care sunt multe de... Da, și lucrul cel mai important care cred că văd eu aici, s-a demontat țarcurile în care s-a depozitat gunoaiele. S-a început un nou mod de a colecta deșeurile, asta îl știți, da? Deci aici e mai mult de discutat și așa se da. Poate... S-a făcut curățenie în fosta secție de salvare la spital, deci s-a terminat, s-a finalizat și la spațiul de la primărie unii arhiv a sus. Deci s-a făcut o curățenie, am pus urme pentru ca să-i... Dăm și omului condiții de lucru acolo și așa, ni s-a dat. Asupra deșeurilor, domnilor consilieri, nu discutăm acum absolut nimic, pentru că în luna următoare, deci în aprilie, în ședința de Consiliu, vă voi supune aprobării unui nou regulament de făcut de acord, unui regulament pentru colectare și pentru taxi și orice vreți dumneavoastră, și atunci vă voi da toate datele necesare. Unde suntem, cum suntem, cât facem, cum facem, ce bani am încasat, ce bani am plătit. Deci trecem prin chestia asta. Nu, legat de, colectarea deșeurilor, vreau să spun că în Ciocârlești tot nu se colectează în capătul satului. Unde anume spuneți? Sunt bătrâni acolo, vârstnici, care chiar nu pot ieși cu gunoi. Nu, spuneți în concret, pentru că eu merg în fiecare miercuri, merg cu mașina personală. Strada Pădurii, Bahrein, la Bahrein. Exact. La biserică, mai la deal. Vă spun că eu iau gunoi și am dat la stradă. De la biserică, mai la deal. Notați-vă, domnul Vici, strada Bahri, la... Cum strada Pădurii. Pădurii. Știu. În stânga, unii la părinții, la bunicii. Mai în deal, de la Cămin, mai în deal, este strada care face în stânga cum tu mergi. Strada aceea este casa aceea singură care e domnul ăla acolo așa. După aceea este o casă care nu stă nimeni, care e făcută șoseaua sus, cobori în vale, dar nu stă nimeni. Nu, sunt, deci cu domnul am avut discuții personale, și la început, și după asta. Dar ce faceți cu... A fost problema când nu s-o... Nu poate să ajungă până mijlocul satului. Cum ia gunoi? Cum duce gunoiul? Când nu s-a putut intra acolo, a fost o dată, când a fost gheață sau atunci nu au căutat mașina pe drumul... Dar nu s-a luat niciodată la nu se poate, nu s-a făcut. Nu s-a luat la casă, la mine. Da. Nu-l scoate la timp. Haideți. E posibil să-l scoate după ce trece mașina. E posibil să-l... Nu, dar... Am fost eu, poliția la ocază. Acum am stat. Haideți. No. Probabil că și dumnealui are și așa o... Eu sunt sigur. Eu am fost. Haideți să... Notați-vă, domnul Vițu, haideți să mă dai. Am sigur de ce și spun. Domnul Mistranu. Da. Mai aveți? Nu. Și s-a întâmplat până acum s-a întâmplat. Aș fi dorit să mai spun ceva de ce este de realizat, dacă îmi permite. Scurt păi, și... Da. Deci rămas tot așa în realizările astea, construirea unui banca de rezervă de la și înălțarea gardului în spatele ei, acolo și anteriorului fără. Asta trebuie finalizat, da. Lucrări de reparație și dezare la clădiri din patrimoniu. Deci mai rămâne apartamentul primăriei și spațiul de locuit de la poliția locală. Reconstituirea troiței de la intersecția drumului județean 248-200. Acum aici rămâne discutat, noi am luat legătura cu băiatul care a făcut-o, rămâne să vedem, o facem cu banii și noștri, ăștia dăm judecată pe fata și ei, dar la cât în acasă au avut și așa și ne știe și mai, asta îi mai trebuie acum. Da, firma de asigurări vă spun că o găsește vinovată pe ea și o pune să... N-avem noi, sigur. Deci, întreținerea cu piatra a platformei pieței comunale iar până la să va lua alte decizii. Așa. Achiziția de materiale electrice necesare pentru iluminatul public. Asta să o avem tot timpul, să avem o rezervă, eu știu, sau să iau de... Construirea unei punzi de trecere era trecut din... La Lăzurica, așa, da, la, acolo, la Iordache. Așa. Lăzurica. Plantarea de tei și sălce în parcurile de joacă și pentru copii care au fost...
era făcută din așa. Acum m-am gândit la altceva, plantăm, să plantăm niște teipi, am văzut și în alte comuni, sunt pe marginea drumului județean ăsta care apă 246, deci în comună, în interiorul comunii și dacă posibil drumul județean care ține așa și spre Borosești, că e șoseaua așa, sau drumul care merge spre primărie încoace, să vedem. Mi-am uitat atent, am vorbit și cu despre puieți. E perioada scurtă, dar văzut până ieri o nins, de acum înainte le dă colțul. Dacă nu s-o prins în câteva timp, cel mai bine credem la toamnă. După și timpul ne va permite, o să începem cu curățarea gunoaielor, strângerea gunoaielor din fiecare, deci ne referim la toate satele din comună. O să luăm sistema de fiecare sat, să-i facem curățenie, indiferent și spune, nu spune omul, după care o să merg personal în timp cât se face, cât stau în satul respectiv și voi sta de vorbă cu absolut orice om din sat, cu toate că am mai avut legătura cu mulți dintre dumneavoastră. Deci care este îndatoria și conform legilor care sunt aici, așa ar trebui să aibă de la gard până la axa drumului, dacă văzut o sticlă, dacă văzut o buriană, dacă văzut așa și le facă. Da. Și tot la fel, pe lungimea, deci vom face curățenie pe toată lungimea drumului din județean 248, de la lunga de unui teritoriu nostru, să încercăm până de Paști să facem măcar până aici și unde este locul de la cântare, da. La cântare acolo. Bilanul, da. Și asta, să vedem, să mai tăiem o creangă, două care agață, știu eu, la mașini, copertinile, după care o să căutăm să dăm cu var, o să vorbim și cu domnii care au luat pământul în arendă, pentru că bucata de la, o să căutăm să o radim cu utilajul care îl avem, să vedem ce putem face, dar peste șanț, nu știu dacă s-a ajunge. N-am încercat, facem probe, am încercat cu, o să vorbim cu domnul Coade, și dacă nu, o să putem să le cerem ajutorul și la cei care au pământurile acolo, așa, ca să poate să fie curat. Ne uitam, am și dat exemplu când am mers spre Negreș, spre așa Loade, am văzut, uite la Rebrișa, cum e acolo, uite la noi, în partea noastră care este, că am înțeles că e partea stângă, partea dreaptă. Dar ce este în intravilan, răspunderea este a comunii, ce în extravilan trebuie să facă județul. Deci de la, cum ați spus, e drum județean, dar spune, este adresă de la județ. Ce e în intravilan, gol, spațiul invers, ne revin nou. Ce este nu vreau să acuz pe nimeni, dar cu județul m-am cam lămurit. Aveți și dumneavoastră vreo două, trei sesizări, le-am văzut în dosarele din anii din urmă, cu tăpropișe din față de la Anton de acolo, așa, deja s-rupți de crengi din ei. Eu, mi-ar fi foarte simplu și foarte ușor, dacă aș avea noi, ca primăria, am avea un utilaj, m-aș duce și i-aș tăia, chiar dacă chem poliția sau Renielul ca să asiste la ce facem noi, că m-aș folosi de lemn. Că știți situațiile care sunt și câți nu vin iarna și seara un lemn. Sau noi adesea către o firmă de curățare, toaletare, cel mai mic preț a fost de 4.000 de lei de... Problema este că nu dau niciun răspuns, măcar, da, păi să mai vină, să mai... Exagerat. Vine cu macaraua. Da. Nu avem, eu dacă aș avea un utilaj, cred că aș încerca să fac, sau nu cu care... sau propul, pardon, nu, cu care era în față la băiatul ăsta care a murit la... Da, 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 da. Acolo. Mai departe. Ca să fim mai concis, da. Și vom curăța albiile cursului de apă de pe Rebrișa. Deci asta luna aprilie până la Paște, am vrea măcar la podul Morii să curățăm, să fie curat acolo așa. Intrarea în sat de la bariera, aș vrea să vorbesc și cu Costel, știți cum intre de la, după bariera, așa se vede urât. În parte, și aici sunt copaci și care sunt crescuți urâți acolo, da? Să-i curățăm, să-i așezăm așa. Și cursul apii, tot așa, Rebrișa, cum se cheamă asta, Rebrișa Seacă, care, nu? Care trece de la Borosăș, vine de la Valul. O sărături până la Iaz. Până acolo, da. Dacă, și acolo chiar arată urât. Să vedem, nu mai spun ce sunt. A pus un lucru foarte frumos, dar nu o să reușiți. Nu aveți timp, nu aveți nici oameni. Nu avem oameni. Eu sper să... Și asta, în sfârșit, și nici oameni nu aveți. O să insistăm. O să vedem cum o să facem. Da. Eu sper să facem cu... Nu, stați. Doamna Săcăleanu, spune. Da? Foarte frumos program, foarte bine sună pe hârtie, dar vreau să vă întreb. Cum vreți să vă duceți la îndeplinire de la capitolul 1, punctele 5, 6 și 7, pentru că este o problemă atât de veche, foarte bine apare pe hârtie, mă doare când merg lucrez în 5 sate și când văd tractoarele care iese de pe... Da, asta e, ați văzut că este, n-am mai insistat că este prevăzut în program. Pe asfalt. De multe ori scapă plumul și discul pe asfalt și se rupe asfaltul.
Cum rezolvăm? Cum puteți să-i consideri? Aici depinde de... Și nu vă spun, nu este vinovat proprietarul pământului sau cine este acolo manipuloiese sau firea. Tractorismul. Este vinovat tractorismul respectiv. Proprietarul pământului, terenul să-l urmărească. Deci, asta vreau să foarte frumos, nu fi hătind, dar să vedem cum puteți... Asta v-am spus. Totul depinde, eu să caut să vorbesc cu absolut tot... Foarte frumos că mergeți pentru curățarea rigorilor în primăvara asta, este foarte binevenit în măsura pe care vreți să o luați. La fel, cum reușiți să-i motivați să iasă? Dacă dumneavoastră mergeți în Modești fără consilierii locali sau în Tocălești sau în Lunga, nu aveți cu piesă. Și vă spun de ce. Au venit câțiva oameni la noi și mi-au venit cu fericit primarul ăsta, cine o fă să facă el ordine în sat. Păi face ordine în sat pentru că le prezintă legea. Dacă veniți consilierul satului, atunci aveți o altă autoritate și găsiți un mod de constrângere pentru a curăța. Este lege? Aplicat. Se somează omul, individul întâi și după aceea îi se dă amendă. Eu să văd rigorile alea atât de frumos aranjate și pline pe jumătate cu gunoi la familie. Nu se ca o bătrână săracă, nu poate ieși din casă, dar sunt familii unde locuiesc 3-4 tineri. Și stă pe jumătate cu gunoi. Da, corect. Pot să vă răspund. Cum veți obliga comercianții, magazinele din sat, ca să-și facă curățenie măcar la, a spus că la școli să face curățenie pe o rază de 50 de metri. Noi facem. Noi curățăm șansul și drumurile în jurul școlii. Dar cum îi obligați pe ei? Vreau să spun concret, la Pălăduță, unii stăm noi, toate gunoaile de drum vin în podul, unii stăm noi. De unde? Pentru că ei, da, domnule, vând marfa. Și de la Aleman, poate. Eu am grijă, nu vin la Aleman, că acolo nu este vase de ceala, cu magazin. De ce vine? Pentru că el, odată ce am vândut, eu sunt responsabil și de curățenie pentru magazinul meu. Da. Da, asta sunt, dacă îmi dați voie să răspund, n-au fost educați până acum. Eu am spus că până la, când nu vom începe și campania asta de curățenie și așa, deci e normal, luna asta în aprilie, până la Paști, vrem cu toții ca să avem curat prin comună. Cu cât vom merge, voi lua fiecare sat în parte și voi merge, cu utilajele, cu oamenii cu care îi avem și voi lua într-o zi, în două termeni. Sunt probleme mari la Lunca, sunt probleme mari la Rediu, în zona, păcate zona, la Bodești, în păduri, la cimitir, chiar în fața cimitirului, vă spun concret că e cam vale tare. Da. Și voi căuta să conving oamenii prin discuții personale cu ei. Dacă o să pot, nu am n-aș vrea să apelez la amenzi, la chestiile astea. Dacă nu se poate, bineînțeles că în program este prevăzut și sancțiuni și una mai alta. Este în program acolo la persoanele fizice, trebuie scos punct, adresa.dex, spune acolo să încheie contract cu firma de salubrizare. Atâta timp cât ei plătesc la primărie, trebuie scos punctul ăla. Nu mai fac contract separat. La propunerea domnului primar, s-a mai fost încă vreo două acțiuni care ar fi trebuit să le trecem. De exemplu, cum se proceda înainte și dumneavoastră, sunteți director de școală și ați fost profesor de atâta timp. Deci se mergea cu școala cumva, deci să facem să înțeleg. Acum și cu domnul secretar am luat legătura, e vorba că asta ar fi o muncă de voluntariat, cum a spus dumneavoastră. Eu am văzut, eu sincer am văzut, vă spun și la Pădureni, v-am mai spus sau nu știu, am omis eu să vă spun, la Pădureni, la Vaslui, am văzut eu personal cum la ora de un sau după terminarea orelor a cursurilor, când copiii toți din jurul școlii mergeau, luau hârtiuța frumos, puneau la coș, dar asta probabil dacă acum nu mai este voie să-l scoți, nici la curățăni, nici la plantat, că avem în gând să facem pășunea pădurilor, să mergem să curățăm o parte din pădure, din marginea pădurii, nu puteți să intre până la Iași, în pădure, dar izlazul și astea. Nu putem, o să găsim cu metode proprii, tot așa, o să găsim să facem. Da, asta este, nu poți să încalci nici el. Dacă și-ar face fiecare om în fața curții... Da, asta este îmbucurător dacă am putea convinge oamenii măcar din cât are. Și eu cred că e așa, am mai spus la voi câțiva, domnule, hai într-o săptămână, dar nu, de două ori pe lună, o jumătate de oră ai 10 metri de gard. 10 metri de gard, chiar crezi burienile cele așa, ca... Nu. Poți să le curăți, poți să... Haideți că astea sunt discuții care poți să le purtați dumneavoastră cu cetățenii. Da. Asta este tot ce am... Dăm fel de fel de variante și le disecăm acum. Faceți-le în teren, domnul viceprimar, ca să vă apreciem. Asta ne vedem, să vedem. Da. Dacă mai sunt probleme la punctul ăsta?
De acord, da? Cu ceea ce s-a prezentat? Da? Mulțumim. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Eu aș propune să rămân în continuare, da. Dacă... Nu, așa că sunteți împotrivă? Da. Da. Nu tot timpul. Eu știu că a fost domnul Atasi Viorel de la PSD, am fost eu și ar urma USR. După aceea, celălalt partid, da, de la USR, cine? Domnul Porcărașu sau? Acum cine se aia, care vreți noi? Domnul Porcărașu, de acord? Da. Să fie... De acord. Da. Deci, domnul Porcărașu, pentru următoarele trei luni, va conduce ședințele Consiliului Local. Punctul următor... Prezentarea raportului primarului privind starea economică și socială a Comunei Scânteia pe 2020. Domnul primar, știți că prevede legea, dacă înainte spunea clar că cel puțin până în februarie sau luna ianuarie trebuia așa, acum legea a dat termenul mult mai larg, adică spune chiar că nu pe timpul anului. Nu există termen de predare. Eu v-am făcut, aveți fiecare exemplarul dumneavoastră, nu intru în detalii prea mari, pentru că am strâns, probabil nu este atât de laborios și atât că sunt la primul raport al primarului. Eu nu am avut decât o lună, hai să spunem două luni de zile, ci doar vreau să vă punctez scurt ceea ce am întreprins eu în astea două luni de zile și chiar două din ele fiind realizabile. Imediat cum am venit în primărie, prima cereri sau primele adrese care au fost către Ministerul Învățământului și Dezvoltării pentru un microbus școlar. S-a încheiat cu așteptăm. Probabil când au fost, nu s-au solicitat, acum nu avem ce face, așteptăm. Eu sunt. O cerere din 2017. Nu, nu, eu am depus-o acum. Deci, probabil, ați depus-o și dumneavoastră, nu. Dar ați fost în educație. Da, nu am spus, pe altceva. Pe sala de educație fizică am găsit-o, pe sala de educație fizică, care am predat. Dar acolo e o bacă și realizare pe 2021. Ce am realizat în 2020 a fost pentru că știți situația de pe Cârpa, nu știu dacă ați aflat, acum este foarte bună, am prin... colaborarea mea cu un inginer de la ANRI, am reușit prin adresa făcută către EON Delgaz, așa, și mai puțin ei mi-au dat termen vreo 3 luni de zile, mă așteptam în 2021, până în 2020, la ora actuală, domnul Rădeanu, puteți confirma dumneavoastră? Da, am venit bun acum. Nu dumneavoastră. Eu toți eram legați pe ce n-aș vrea să iau. Dar acum o să încercăm să mai facem adresii. Da, o să vedem. Deci astea sunt lucruri realizate. Nu mai spun că ce să vă pot eu acum. Am început, v-am spus, acel cadastru sistematic, lucru care l-am găsit, adică și știi, domnul primar, acel PUG, actualizarea PUG-ului, început în 2013, el practic e finalizat, chiar cu unele carențe, dar nu s-au luat niciun aviz. Ele sunt 19 avizii de luat. 19 avizii. Am început imediat, am dat prin dispoziții, prin angajat din primărie să ocupe de așa ceva. Noi sperăm, avem vreo 9 avizii primite, dacă numai să vi le număr, înseamnă SRI, SIA, Mediu, EON, Delgaz, nu mai spun toate cele apele, Române Mediu, Nalti, asta de la Consiliul Județean, pe monumente istorice. Deci sunt multe, sunt foarte multe. Deci sunt groaznice, dar eu sper că reușim anul ăsta, spre finalul anului, să efectiv să-l predăm, cum ar veni, cu ultimul aviz de la Consiliul Județean, care să ne-l și aprobe.
Apoi, știți prea bine că am început cu luna decembrie acel program de selectare în care, ca să vă dau caz că îl reluăm luna ailaltă, din locul 34 cu 3 sau 4% cantitatea de gunoi reciclabil, am ajuns, la ora actuală suntem pe locul 2 în județul Iași, am auzit pe locul 2, cu 33%. Cifri ca și bani, când o să vă dau situația pe că le-am făcut pe lună, ianuarie 2020, ianuarie 2021, sumele nu sunt, să știți, așa de mari, scăzute. De ce? Pentru că la momentul respectiv se plătea 267 de lei tona, la ora actuală se plătește 560 și ceva, 570. Dar ca și cantități s-au înjumătățit aceste cantități. Dar aici nu discutăm, luna viitoare vom discuta pe speța asta. Bun, am pregătit, o să găsiți în raportul primarului, am predat amplasamentul la sala de educație fizică, suntem în derulare și probabil în câteva săptămâni vom preda către CNI realizare sediu de primărie și realizare dispensar medical, iar pe parte de culte un dosar este depus pe Biserica Bodești, este cu bulină verde, deci ne va finanța. Și urmează acum, aștept părintele la Borosești cu un singur semnătură de la Potropopii, să-l depunem pe cel pe Biserica Borosești. Bani obținuți de la Ministerul Cultelor. Deci nu avem noi nimic. Ce să spun? Încercăm să rezolvăm cât mai multe probleme cu cadastrul ăsta sistematic. Încercăm, pentru că să reorganizez, nu se poate face de azi pe mâine, să închid primăria o săptămână, să fac eu organigramă, să mă apuc de schimbat posturi și nu. Eu trebuie să le iau din mers. Cât de curând vom face acel ghișeu unic, reamenajarea unui birou, caserie și ghișeu unic, astfel încât cetățeanul să vină în acest ghișeu unic, să-și depună ce are de depus cererii, să-și ia adeverință, dacă vor fi lucruri care le vom da în continuare pe loc, dar vor fi lucruri pe care le vom, îi vom da termen. 3 zile să vină să-și ia ce îi trebuie. Astfel încât funcționarul din primărie să-și vadă cele 8 ore de lucru. Caserii, cum v-am spus cu asta, mă rog, ca cifre, am început trimiterea înștiințărilor 100%, cum auziți, înștiințări 100% asupra contribuabilului care nu și-a plătit și care are restanțe. De aia au început să vină, la ora actuală, deci noi, dacă în 2020 s-a încasat 298.067, până acum am încasat 331.710. Deci s-a văzut de lei, la taxe și impozite. Omul când primește hârtia vine. Nu ne vom opri aici cu riscul de a ne, cum spun, a ne expune, eu ca primar să mă expun, să spun, dar ce dracu ești tu, vrei să mă execuți. Vom trece sigur de la 31, legea spune așa, 1 ianuarie, 31 martie, trimitem înștiințări restanțierilor, este bine să trimitem și contribuabilului suma că el să știe pe hârtie. Este o muncă mare, voluminoasă. Am trimis doar la cei care erau restanțieri. După 31 martie încep executările, deși etapa a doua, a executa, îl găsi. Are pensie, n-are pensie, are salar, are, eu știu ceva, în care să le executăm. E munca mult mai grea, dar nu mă opresc, eu vreau să o fac. V-am spus, cu riscul de a mi-i pune în... Foarte bine. Poftim? O să mai discutăm, nu-i corect. Dar cum vă plătim 8 ani de zile acum, îl puneți în portat? Nu-l forțez, eu am să încerc. Nu putem recupera, domnul Chiriac. Acum, Curtea de Conturi, știți ce mi-a cerut? Nu mai spun, pe speța amenzilor. Avem la ora actuală, statistică, o am foarte bine, îți 200 și un pic de mii de lei numai pe amenzi. Deci trebuie, pentru că Curtea de Conturi, atât finanțele publice, spune, da uite, domnul meu, ai bani. Ia uite aici. Am dreptat domnul Săcăleanu? 1.300.000 și ceva de... 1.100.000... Nu, 2 miliarde aveam la amenzi. Era. Ele toți s-au recuperat, dar au apărut și apar în continuare. Ce vreți să facem? Deci trebuie să mergem prin sistemul ăsta. Ce? S-au recuperat 12.000. Anul ăsta atât. Atât. Bine.
Și, da, alte probleme, sunt dar în primul rând cu, cu reorganizarea. Apoi am, nu mai spun că am, mă rog, am reziliat contractul cu Orange-ul, l-am făcut pe Vodafone în termen legal, cu site-ul primăriei, am anulat contractul că nu se țineau. Începem acum, pentru că cel mai important este totuși să atragem bani extra bugetari și asta e foarte bine. Eu nu merg, eu merg pe ideea, nu e rău că avem un buget bunișor, dar să atragem cât mai mulți bani externi. De ce? O să, nu s-au deschis încă axele europene, de-aia am invitat astăzi pe domnul aici, legat de strategia de dezvoltare a comunei pe perioada 2021-2027. Pentru că dacă nu vor, și nu pur și simplu acea carte, pentru că acea carte nu știu dacă ne-i, portofoliu de proiecte. Noi trebuie să știm pe ce axe sunt bani, unde putem, ce putem accesa și luăm cât mai mulți bani din acei bani pe care acum guvernanții și domnul președinte se laudă că îi are. Și probabil îi are. Atunci, din acel imens, cum să vă spun eu, sac, să luăm și noi partea noastră. Și probabil cu bugetul local să încercăm undeva să ne dezvoltăm. Că asta este. În rest, ce să pot să vă spun? O să rămână să vedem care la raportul primarului din 2022, să nu vorbim și să vă-l pun în față, spuneți, da, domnule, ai dreptate. Cam asta s-a realizat, asta s-a putut. Începem, PNDL-urile alea, le-am mai spus, sunt date în lucru, nu vă mai spun încă o dată, cele patru obiective și eu sunt în linie dreaptă, sper să ne apucăm, cum dă căldura, să apuci constructorii de treabă. Grădința la Borosești, am înțeles întâi. Este cea mai avansată grădința de la Borosești, pentru că are proiectarea făcută și nu mai durează acea lună de proiectare, în care a venit doar un singur ofertant, el este de bună credință, urmează procedura aia în care îi spune clar etapele în care se dea contractul și el s-a apucat de treabă. E cea mai avansată. Rămâne după asta cu Scânteia, Lunca Rateș, grădință, școală, da. Școală, da. Altceva? Da. Dacă dumneavoastră, domnilor consilieri, vis-a-vis de întrebări, ce raport, o parte din șefii comisiei au și partea... Da, dar din ce ați auzit... În 2020, domnul Daraban, am oprit o porțiune mai mică. Eu am desfășurat pe o lungime mai mare, pe aproximativ 10 luni, aproape. Da, întotdeauna se omite să spună că, de fapt, 90% dintre aceste proiecte care acum, mă rog, alta nouă, da, cantare sau sunt depuse, sunt lăsate de mine, pentru că așa este normal. Cel care vine după alt care, din vari motive, nu s-a mai depus candidatura, să continui ceea ce au găsit. În ducțiune de apă, spunea că este finanțare de la, de la Uniunea Europeană, gazul l-a lăsat într-un stadiu... Pe ce este la Uniunea Europeană? De... Apa, da. Apa, apa, da. Într-un stadiu avansat, că s-a fost reactualizat, probabil, studiul de fezabilitate, prevedeam contract, asta nu e nicio problemă, da? Sala de sport, am discutat și rândul trecut că demersurile erau făcute de mine, deja apăream pe poziția 821, eram luați în evidență cu sală de școală. Drumurile care sunt în desfășurare, școlile aveau finanțare de la Ministerul Dezvoltării, s-a mai adăugat în 50%, eu n-am participat la acea ședință, mi se pare un pic exagerat 50%, poate ar fi trebuit să încerci, era 20%, poate încă cu un 50-20%, cred că era de ajuns. Dar, cel puțin, dacă luăm pe școli, Scânteia, domnul Darabanu a semnat contract, era când am plecat din funcție, mandatul era, ăsta, contractul era, licitația era în derulare, dumneavoastră a semnat contractul, dar la grădinița de la Borosești mi se pare totuși mult să se adaugă de 50%.
exagerat. Sigur că acum au venit mulți, dar trebuie să ținem și la economisirea banilor, pentru că acei bani care i-am adăugat sunt din bugetul local. Eu am spus într-o discuție particulară că s-a exagerat un pic 50%. Cu Pugu l-am lăsat într-un anumit stadiu o parte din documentații pentru avizii, cele mai importante erau. O parte erau în lucru, o parte erau definitivate și le-au găsit acolo la fiecare de la cadastru sau la birou la dumnealui. Este un lucru bun că acele documentații care s-au făcut de la biserici și s-au depus la Asaștia, de la preotul de la Bodești, la Ministerul Cultelor, dar documentația era realizată mai de mult timp. Acum să dea Dumnezeu să fie, să fie finanțabilă. Da, deci, cu alte cuvinte, dumnealui preluat de la mine, așa mi se pare și normal, niște lucrări în derulare sau, mă rog, într-un anumit stadiu de studii de fezabilitate, cu avizii, o parte din de avizii sau, mă rog, cu anumite documentații pentru avizare și așa mai departe. Trebuie spus asta pentru că, haideți să calculăm, în două luni, trei luni, dumnealui nu putea să facă atâtea câte dacă nu erau realizate de mine și dumneavoastră le-au luat în continuare. Le-au preluat în continuare. Trebuie spus, domnul Tarabane, chestiile astea pentru că normal că omul dă seama, dar când și-au realizat astea? Adică, practic, eu am fost pus deoparte, de altfel, de când ați intrat, ați realizat toate astea, dar spuneți că sunt preluate de la mandatul meu. Mi se pare normal, da? Da. Aici nu am mai avut o discuție și vedeți că o să mai fie și alte proiecte care vor fi depuse la forurile pentru finanțare și care există la momentul ăsta în primărie și care vor primi probabil finanțare. Acum mai mari țări spun că sunt sume destul de mari, sume europene, vorba de 80 miliarde de euro în 2021-2027, să dea Dumnezeu să fie așa, ca să frumusețăm și să aducem îmbunătățiri și comunei Scânteia, cele care sunt. Dar eu m-am axat în acești ani, 20 de ani cât a fost, am putut să scăpăm de noroi, pentru că asta cere tot și la momentul ăsta știm că avem 37-38 km asfaltați în mandatele mele. Cum au fost, cum n-au fost, inclusiv ăștia 10 care sunt acum în desfășurare. Trebuie spus astea, că doar nu. Pe mine nu mă mai interesează funcția de primar, am fost, m-am retras singur, fără să mai îndepun candidatura. Am făcut un cadou frumos domnului Daravană, cu ajuns primar și încă câțiva consilieri, că dacă eu eram și îmi depuneam soarta, era cu totul alta. Așa că Doamne ajută și să mergem domnul primar cu multe realizări și... Dar nu vă faceți cu omitiți ceea ce ați preluat de la mine. Asta vreau, pentru că corect. Pare normal. Domnule primar. Acolo toată ziua, oricând aveți nevoie de un sfat, oricând aveți nevoie de o lămurire, mâna pe telefon, vin la primărie sau prin telefon. Deci nu trebuie să înconjurați chestia asta, pentru că am 20 de ani de experiență de primar, 4 ani de viceprimar, practic din 90-91 lucrez în Comuna Scânteia. Deci am multă experiență și întotdeauna pot da un sfat, pot spune, eu știu, dacă este bine sau nu este bine. Părerea mea că să nu vă întindeți la prea multe investiții, că ați înșirat multe pe aici, pentru că toate investițiile astea care vrea să spuneți că vor fi finanțate din bani exterior sau de la bugetul Ministerului Dezvoltării sau de la CNI, necesită cofinanțare toate. Trebuie să vă gândiți la toate astea și să faceți niște calcule, să vedeți dacă plecați la drum cu un anumit număr de proiecte,
puteți să le cofinanțați. Deci e foarte important. Mulțumesc! Domnule primar, domnule Zăcăleanu, cum să vă spun, cele pe CNI, vă dau acum răspunsul că ăsta au venit mai aproape, cele pe CNI va costa UAT-ul, primăria Scânteia, doar racordarea la rețeaua electrică și la apă și canalizare. Punct. Deci predăm amplasamentul, nu mai este acel PNDL cu cofinanțare, ei vin și realizează obiectivul, după realizarea obiectivului, îi predăm amplasamentul, ei ne-l predau la chei și urmează chestia asta. Adică pe sala de educație fizică, sediul de primărie care îl vom preda și dispensarul medical, eu sincer părerea mea vă spun că cele mai mari șanse și cu intervenția subsemnatului, pentru că a depune un proiect, ceea ce însemna sala de sport în 2017 și a lăsat o cerere la Ministerul Dezvoltării, nu înseamnă că s-a văzut până în 2020 zero etape. Lăsați-mă să spun și eu. Deci ați văzut, intervenția pe care... Pe o anumită poziție, deci, domnul primar, lăsați-mă și pe mine, vă rog frumos. Deci, intervenția echipei... La școală, era domniții, nu era ministrul învățământului, nu a venit dumnealui și mi-o am făcut solicitare, iar dumneavoastră, după câteva luni, ați venit și ați făcut cadastru. Haideți să lăsăm. Deci, oameni buni, înțelegeți că fără... Și așa au rămas. Au rămas până azi, da. Dar haideți ca să... Poftiți. Aia vreți să o spuneți. Nu aia. Domnilor, haideți, vă rog frumos. Deci, fără susținerea acestor proiecte care sunt depuse și acolo la minister, deci fără susținerea subsemnatului și a echipei, nu se realizează nimic. De aia și vă și spun, pentru că după trendul și după informațiile care le am, sala de educație fizică și cu dispensarul fiind pe sănătate va avea câștig de cauză și probabil le vor realiza cele mai rapide. Punct. Ceea ce spuneam că am luat de la dumneavoastră, am luat domnul Săcăleanu, am luat cele, am spus școala era în derulare și am spus-o de fiecare dată Scânteia. Dar celelalte, școala Sfinte Uricariu. Am găsit-o în derulare de licitație. Aveați finanțare și pentru celelalte trei. Da, eu ce-am spus. Dar celelalte trei obiectivi erau în sertar. Nu le-ați atacat deloc. Le-a scos la licitație. Le-a scos la licitație. Corect, de nu e nori. Nu s-a prezentat nimeni. De ce? Ce măsuri ați luat? Dar numai, haideți să ne lungim. Ce spuneați dumneavoastră că am moștenit cu gazul, nu vreau să vă spun că acel SF-ul și la, o să vedeți, o să vi-l aduc, ăla trebuie refăcut, nu mi-l primește nicăieri, domnul. Am discutat problema. O știm, haideți să rămân. Este prevăzut în contract chestia asta? Nu acceptă, este a treia întâlnire a mea cu acest domn, cum îl chemăm noi, a popii, în care până la urmă cred că va fi în instanță să mă întâlnesc cu dumnealui, dacă nu revizuiești. Un miliard și cât? Un miliard cu două, trei? Un miliard o sută, nu mai știu, aici. Da. Deci nu asta spun și nu mi-am însușit niciodată, de-aia nici am amintit de asfalt, ați văzut că n-am spus nimic de asfalt. Îl continui, este investiția dumneavoastră, dar cu costurile, mare cu derularea asfalt. Pe un an de zile. Deci nu trebuie să spuneți că eu anul ăsta, stimați consilieri, nu pot propune altceva nimic, ceva o investiție de 200-300 de mii, atât. Restul eu trebuie să fiu conștient că trebuie că această firmă îmi termină asfalt și eu trebuie să-l plătesc. Deci va spune oamenii, păi, dar stai o leagă început din domnul Zăcălea, tu ce ai făcut anul ăsta? Asta este. Deci de-aia încerc ca să realizez măcar două, trei obiective cu bani din afară să fac ceva. Da? Da. Și haideți să nu mai lungim, să ne contrăm, nu vreau treaba asta. Din primul moment în care am luat mandatul, și am avut și discuții în primărie, am spus stop și cei care vin la mine, că nu mi-o dacă, nu, din momentul ăsta, din momentul 28 octombrie, discutăm de aici încolo, eu sunt primar. Voi răspunde atât ce am de răspuns, cetățenii m-au investit cu această funcție și trebuie să o duc la capăt și vreau să fac nimic în afara legii, să fie foarte clar. Deci voi respecta în primul rând atât partea de fond funciar. Nu vă mai aminti, domnul primar, că a fost cele pe reîntregirea proprietății alea 50 dosare care nu s-au făcut nimic. Le luăm și pe alea la rând. Alea s-au discutat de 3-4 ori. De ce nu s-au depus? Dar, domnul secretar, câte... De 3-4 ori s-au discutat, s-au adus la niște consultări. A,
Nu a ajuns. O să ne luăm, vine lumea și spune că am dosarul de 2 ani de zile. Ce faceți? Domnule, stai un pic. Am pe fond funciar 10 cereri la ora actuală și le-am spus în ordine. Înregistrez cererea și cu termen. Sistematicul. Și, da, vă rog, sunt multe lucruri de făcut. Eu sper că intru în forță și atenționez. Și vă spun din capul locului. Ca primar, nu vă supărați, domnii mei, maxim 2 mandate. Eu aș merge cu fruntea sus să o declar în fața, să legifereze această chestie. Este o muncă psihică, fizică, cum vreți să o luați dumneavoastră, fantastică. Dacă vrei să lucrezi și să faci treaba, adică să-ți organizezi, pentru că acum o să primim de la prefect cu formă ordonanței OG-ului acum din martie organigrama, adică numărul, statul de cât funcționari publici avem pe comună. Voi face în ședința de Consiliu, care în momentul în care ne comunică prefectura, voi face organigrama cu toate posturile și voi veni în fața dumneavoastră să vă justific fiecare... 50. Așa, o să vedem. Deci, oamenilor, fără program de lucru ordonat în primărie, fără compartimente bine stabilite cu șefi ierarhici în care răspundă, nu poți tu ca primar să le știi pe toate. N-ai cum. Deci voi veni la momentul respectiv în fața dumneavoastră cu tot și cu toate cele care trebuie ca lucrurile să meargă în Comuna Scânteia foarte bine. Haideți să nu mai lungim, eu vă mulțumesc. Dacă mai aveți ceva de spus, îmi spuneți sau de completat la capitolul ăsta și să dăm citirii, adică să-i dăm cuvântul domnului cu strategia, să ne pună câteva cuvinte și după aia să trecem la acel documentar cu atestarea documentară. Eu vreau doar să spun, mulțumesc pentru perioada asta de 3 luni de zile, am condus ședința cu dumneavoastră, cred că a fost bine și cunosc foarte bine activitatea domnului primar, că am fost permanent lângă dumnealui și știu ce a făcut în această perioadă, cum a pedalat, nu în pas de melc, nu dezinteresat, interesat doar pentru ceva anume și datorită că s-a zbătut enorm și a avut și ajutor de la organe care au înțeles foarte bine care este situația, modul cum știe să adreseze, să se prezinte, să deschidă o ușă, să discute, a obținut în ritm rapid ceea ce vă spus astăzi și aceste lucruri se vor vedea, se vor dovedi ulterior. Dacă era altcumva, fiți sigur că nu erau până acum atâtea rezolvate și puse pe tapet. Inclusiv biserici, inclusiv sală, inclusiv teren de sport, inclusiv primărie și școli și altele și altele. Dacă nu se zbătea, putea să fie criticat. Dar atâta timp cât le-a preluat de la cei ce-a lăsat domnul Săcăleanu și a spus lucrul ăsta, nu cred că mai face obiectul discuții și n-am decât să-l felicit pentru spiritul de inițiativă și felul că știe ce să discute, ce să ceară pentru Comuna Scânteia și știe cui să se adreseze și cum. Pentru asta îl felicit și sper să fie în continuare o activitate laborioasă și cu rezultate, lucru care se vor vedea. Da, vă mulțumesc. Eu am primit felicitări la timpul meu, sigur că da, și cum ne-am vrut să te felicită, dar părerea mea este prea de vreme să se felicită. Domnul... obține un proiect de avergură și... Știți cum e? E treaba lui că se felicită prea de vreme sau se bucură prea de vreme. E treaba lui, fiecare om cum gândește. Însă... asta este treaba de partid. Da. Haideți în ghilimele până în spate, haideți să vă spun ce am mai pățit și uite că am amintit, uite acum m-a sunat doamna subprefect, că mâine am întâlnire la ora 11 cu președintele din Consiliul Județean, cu directoarea de la SPCL, cum spune, la buletine și cu directorul de la finanțe, pentru că, domnilor consilieri, vă voi anunța atunci, necesarul nostru pentru departamentul ăsta de evidența populației, necesarul nostru este de 310.000 de lei, însemnând salarii pe cele 3 posturi și ei ne-au dat 17.000 de lei, 5%.
am ajuns până să închid serviciu și mâine am întâlnirea cu doamna suprefect, cu directorul, cu toată lumea. Dar știm că e la nivel de țară și nimeni n-a făcut scandal. Uite, eu fac. Eu n-am de un spun bani de la mine din buget să fac buletinii Comunei Grajduri, Comunei Mironeasa și altor comuni. Eu îmi păstrez un singur angajat, eliberez cărți de identitate comunei mele și am terminat. Și rezultatele. Mâine mă sunt invitat la discuții să vadă de unii găsești bani să-mi transmit. Nu-mi transmite bani. Voi veni în ședința din luna aprilie la dumneavoastră, vă prezint situația, propunem desființarea acestui serviciu sau limitarea la un singur angajat. Sau să găsim sursă de finanțare, sursă de finanțare să funcționeze. Noi anul trecut am finanțat acest serviciu din banii Comunei Scânteia, 175.000 de lei. Domnul. Cum auziți? 175.000 de lei. Am primit, am avut necesarul 225.000, am primit 48.900 și am finanțat cu 170-160 ceva de mii de lei. Am dreptat, uite, am aici, dar... Probabil că da, dar ne-a transmis domnul jurist demersurile care s-au făcut la INEF, la Sfânt Adres, e o dosară întreagă acolo. Vom trage concluzia la finalul anului 2021. Ce bani? Aici vă dau dreptate că niciodată n-am fost de acord și eu m-am bătut pentru sumele care le primeam, dar o să vă dea niște răspunsuri atât de seri, pentru că toate serviciile astea de evidență a persoanelor care sunt în număr de 7-8 în județ, n-au primit mai mult sau mai puțin. Nu. Virtual, în funcție de voile care le are, au primit aceleași sume. Aceste răspunsuri mi le-a dat mie. Iar, conform o donație 88 sau lege 82, dacă nu mă știu, din 2006, am înființat acest serviciu, nu ne-a obligat nimeni, sigur că da. Atunci când l-am înființat, aveam 11 comuni, după aia s-au rupt 5 comuni și au plecat la Țibănești, au mai rămas cele 6. Deci, uite așa, aveți scandator și până la urmă sunteți obligați să finanțați cu noi, pentru că aveți serviciul ăsta și l-ați înființat neastră în Consiliul Local. Dar, mă rog, poate, eu știu, să dea Dumnezeu să... O să găsească o rezolvare, că e foarte important ca cetățeanul să-și facă buletin. Să-și... Dar noi am mai discutat în Consiliul Local de-a lungul timpului problemele de la serviciul ăsta de evidență a persoanei legate de finanțare. Întotdeauna, numai prin ani, 2006-2007 până prin 2008-2009, dădeau bani destui chiar uneori chiar mai mult. Da. Dar după aia au început încetul. Nu știu dacă anul trecut am primit banii ăștia, 48.000. Da. Am să mă uiți eu, că am și sigur, vă dau dată. I-am cerut situația doamnei Chelărescu. Știu, în creion scrie acolo doamna Chelărescu, dar nu... Haideți, domnul, prezentați-vă. ...de ani, activam pe piață, am prins toate perioadele, inclusiv perioadele de preaderare de la Samtiguri, inclusiv în proiectele, în primele proiecte mari de infrastructură de apă, canal am activat, începând cu anii 2002. Cunoaștem foarte bine problematica fondurilor europene, iar scopul nostru aici este de a găsi o alternativă pe următorii ani de finanțare a investițiilor noastre. Pentru că, în general, asta este un principiu, nu ai voie să intri în banii din bugetul local atâta timp cât există bani europeni, e un mare păcat. Iar acum, după cum știm cu toții, deja pe 2021, cam cum a fost proiectat bugetul național, este o realitate, nu vorbim aici de politică, da? Această pandemie ne-a impactat și probabil și în 2022 va trebui să recuperăm. Deci, de undeva se va tăia, inclusiv la buget național, deci bani vor fi, cel puțin câți bani, din ce în ce mai puțin. Ca atare va trebui să găsim niște variante foarte concrete, palpabile de finanțarea anumitor investiții. Da, spunea, cred că domnul a fost primar, într-adevăr, trebuie să stabilim un număr foarte limitat de proiecte din foarte multe motive. În primul și în primul rând, pentru că suntem în Consiliul Local și o să trec peste prezentarea procesului de elaborare a strategiei, pentru că până la urmă tot împreună îl vom face. Și o să vedem din mers cum se face, pentru că nu venim noi cu o strategie, o facem împreună, da? Pentru că e strategia dumneavoastră, nu e strategia Zensului. Așa. Spuneam că
vom analiza fezabilitatea fiecărei investiții în parte, astfel încât să fie finanțabilă și în spate, pentru că suntem în Consiliul Local, să luați, vă rog, în calcul faptul că vor trebui alocate resurse umane și financiare cu mare atenție de la bugetul local pentru pregătirea acestor proiecte de investiții și asigurarea cofinanțărilor. Este prioritate zero. Lucrăm pe zona asta de consultanță. Ca să vă dăm un exemplu, pe acest pachet 2014-2020 avem în acest moment minim 30 de investiții mari în toată țara, în special pe port, pe toate axele, aproape pe toate axele. Proiectele au început în 2016. Am început să pregătim primele documentații cu parteneri, documentații tehnico-economice. În acest moment, toate, indiferent că mai avem anumite mici diferențe, toate sunt undeva la 50% implementare cantitativă și valorică. Deci lucrurile necesită timp și necesită implicare de la nivelul autorității locale. Trebuie neapărat o persoană, cel puțin la nivelul, vorbim concret la nivelul dumneavoastră, o persoană care se ocupe numai de proiecte. Numai de proiecte. Ok, nu va putea gestiona partea de achiziții complexe, da? Pentru că legislația a devenit tot mai dificil, mai complexă, nu-ți mai permite, apropo de ce spuneam, foarte greu îți mai permite majorări ale contractelor, inclusiv de, în special de construcții, de fapt, da? Pe acele cheltuieli neprevăzute și așa mai departe, lucrurile sunt foarte delicate și dacă te trezești pe un proiect cu niște cheltuieli neeligibile mari, adică corecții, s-ar putea să vă destabilizeze tot bugetul. Deci trebuie o persoană care să gestioneze toate proiectele împreună cu consultanți pe tehnic și eventual pe scriere de finanțare externalizare. Nu reprezintă o cheltuială, trebuie să o vedeți ca o investiție. Întotdeauna trebuie să o vedeți ca o investiție fără de care nu puteți avansa. Dacă nu o să vă asumați acest cost al investiției, o să rămâneți doar în zona de cheltuieli funcționale, de funcționare și nu o să, practic, oricine ar fi, nu va reuși să depășească această etapă. Deci luați, vă rog, în calcul foarte, foarte serios să fie o persoană dedicată, pentru că o să vă spun și cam care sunt principalii pași dincolo de până ajungem noi și o să stabilim care este lista de proiecte prioritare. Repet, o facem împreună. Care sunt documentele necesare care trebuie elaborate și susținute financiar până la depunerea unui proiect, da? Mai ales pe fonduri europene, da? Poate pe PNDR, încă poate. Pe PNDR este un pic mai simplu. Dar dacă vorbim, de exemplu, de eficiență energetică, la documentația tehnică, documentația tehnico-economică, e destul de complexă. Adică vă trebuie un program de îmbunătățire a eficienței energetică, care de fapt este și obligatoriu, cred că, pentru noastră, conform legii energiei. Vă trebuie documentația în sine, vă trebuie audit energetic, vă trebuie SF DALI, da, după caz, toate lucrurile astea trebuie pregătite până depuneți proiectul la finanțare, da? Deci trebuie făcuți niște pași și asumați niște pași de pe acum. Deci noi, în momentul în care o să identificăm acea listă de proiecte, că de asta spuneam că e limitată, că ne forțează bugetul, da? Va trebui să punem în dreapta tot ce înseamnă tehnic, ce presupune acea documentație finanțară și financiar ce trebuie să bugetați. Și asta o să o facem cu prioritate. Deci asta este, să zicem, scopul nostru, mobilul nostru, dar nu este de a elabora un document, ci de a identifica un set de portofoliu de proiecte eligibil, atenție, da? Așa, odată să nu-l bugetați să-l asigurați din bugetul local și doi, să fie pregătit ca în momentul în care se deschide linia să puteți să îl accesați, da? Deci sunt pași de făcut. Repet, am început în 2016-2017, hai să zicem, mai multe proiecte deodată. În acest moment, pe toate liniile din port, de exemplu, așa suntem undeva la 50, hai să zicem 60, în mod optimist, 60% grad de implementare, da? E un proces de durată. Să luați în calcul lucrul ăsta, s-ar putea să nu vedeți lucrurile
mișcându-se la o zi la alta, pentru că necesită timp. Știți foarte bine, ați activat în această zonă, cu siguranță, o mare parte dintre noastră, sunt foarte multe documentații, așa este legislația, da? Nu? Suntem un stat democratic, trebuie să respectăm toată legislația. Mai ales fiind fonduri europene, sunt și mai stricți. Referitor la surse de finanțare. Până ajungem la surse de finanțare, într-adevăr, cum spunea și domnul primar, în acest moment, știți, toate documentele sau toate programele de finanțare sunt la stadiu de consultare sau în lucru, da? În principiu avem patru categorii sau mai zicem patru programe mari de finanțare, da? Avem acest program național de redresare și reziliență despre care tot s-a discutat în ultima vreme, care a ajuns la varianta a doua, chiar acum în martie. Este și asta relativ generală. Apropo, ca paranteză, pe aceste 6 pagini am încercat să vă pun absolut toate elementele esențiale referitoare la acest proces de planificare strategică și posibile surse de finanțare. Revenind, deci avem acest program de redresare pe care ar trebui să-l aprobe Comisia Europeană în aprilie și din aprilie să apară ghidurile care vor detalia cu adevărat categoriile de investiții eligibile și categoriile de solicitanți, înțeles, eligibile, da? Pentru că sunt anumite linii direcționate clar către anumite instituții centrale. Da? Ca paranteză, acest plan de redresare și reziliență va ataca elemente sistemice din sănătate, de exemplu, unde sunt probleme din mediu, managementul deșeurilor, apropo, managementul deșeurilor ca paranteză, știu că e o perioadă destul de dificilă acum peste tot și eu locuiesc tot într-o comună. Vor exista vreo 2-3 ani, cel puțin pe partea de biodeșeuri, nu știu cum va impacta deja la dumneavoastră, e o zonă descoperită, avem directivă dat din 2023 să colectăm separat biodeșeurile. Deci biodeșeurile alimentare din gospodării, dar și spații verzi. Acum se lucrează la stațiile de tratare mecanobiologică la nivelul județelor. Anul trecut s-au lucrat pe 8 investiții din astea majore, sunt investiții foarte mari, de sute de milioane de euro, care tocmai să preia și să proceseze prin digestie aerobă, anaerobă, aceste deșeuri verzi. Până atunci, până se vor face aceste stații, este un subiect pe care vom discuta, să vedem ce soluții vom găsi. În speță de colectare și compostare, asta e varianta, varianta logică. Nu știu exact cum este situația noastră, vom discuta când începem să lucrăm efectiv. Deci asta vă ziceam, acest plan de redresare și reziliență atacă niște probleme sistemice ale societății. Pe lângă acesta mai avem programele operaționale regionale, pe care le știți cu toții, deosebirea față de pachetul anterior 2014-2020 este că se pune accentul sau s-a introdus capitolul de sănătate. Probabil și pe fondul acestei pandemii, a tras un semnal de alarmă, dar ca și noutate, totul se duce în zona de tranziție verde. Deci totul pe non-poluare, pentru că s-a reactivat și acel acord de Paris, după cum știți, lucrurile sunt legate, din păcate. America a revenit la acordul din Paris, își asumă niște costuri cu protecția mediului, inclusiv la nivel de privat, adică mari companii poluatoare o să-și asume niște costuri. Și Uniunea Europeană, chiar și prin plan de reziliență, o mare parte, o treime din buget se va duce spre protecția mediului. Da, deci foarte mult. Adică pentru, să zicem, investiții de scară mică, gen drumuri și așa mai departe, să trebuiască să se găsească resurse bugetare interne. Deci, programele europene se vor duce pe probleme mari, probleme sistemice. Cam așa are caz. Da, da. Și în special finanțate la nivel de ADI-uri, da, clar. Deci, apropo de și de serviciul de evidență a persoanelor, trebuie să aveți în vedere de acum și să fiți tot mai deschiși și în contact cu vecinii, pentru că se vor finanța tot mai mult la nivel de ADI-uri, da?
tot mai multă. Nu se vor mai finanța proiecte numai la nivelul unei comuni, dar mai ales tot ce înseamnă infrastructură și utilități. Așteptăm pe programul operațional regional să vedem exact cum va arăta în final. Pe asta ne bazăm, este unul dintre lucrurile concrete pe care o să le urmărim. După cum știți, ADR-urile au devenit AME-uri, autorități de management, da? nu mai este sus la minister, și fiecare regiune are programul său operațional regional. Da? Fiecare regiune. Avem deja o schiță de program, chiar și în material v-am transmis liniile directoare. Acolo, vă spun din start, o să încercăm să identificăm absolut toate posibilitățile de finanțare. Referitor la al treilea program de finanțare, fostul PNDR, da? Acum se va numi Program Național Strategic în domeniul politicii agricole comune, practic e tot un PNDR, va fi plus sau minus la fel. Deci plus sau minus va fi exact la fel cu pachetul anterior. Putem lua în calcul ca atare la fel niște axe, cum era axa 7176, pe investiții la fel de scară mică. Și, bineînțeles, la patra sursă, programele guvernamentale, pe care eu le-aș lăsa deocamdată pe locul 4, încercăm să acoperim cu programe europene. De ce? Și aici nu este doar o chestiune doar de politică. Programele europene implică un mecanism instituțional și un cadru bugetar mult mai complex și, odată urnite, se duc până la capăt. Programele naționale pot fi influențate de politice bugetare anuale. Dar aici nu. Astea merg până la capăt cu execuție completă financiară. Deci, referitor la surse de finanțare, până o să identificăm noi toate necesitățile noastre de toate nevoile, toate necesitățile de investiții, cu asta vom începe. După cum vedeți, chiar și pe prima fază, pe prima pagină, aveți deschis o etapă de analiză și cam ce vom face în această etapă de analiză. Și după aia, la etapa de planificare, da? Trecem deja la prioritizarea împreună, pe bază de criterii foarte clar agreate, prioritizarea investițiilor, da? Și stabilirea portofoliului prioritar de proiecte care vor avea în alături o sursă concretă identificată de finanțare. Cadrul nostru să puteți da drumul, să aveți și cadrul legal, da? Să începeți să dați drumul la documentațiile tehnice principale, da? Vorbim de SF-uri, DALI-uri sau SF-uri cu elemente de DALI. Că după aia alte elemente, cum ar fi, dacă depunem pe eficiență energetică, o să trebuiască program de bunătățire a eficienței energetice conform legii. Dacă depuneți ceva pe mediu, pe îmbunătățirea, nu știu, a terenurilor degradate și așa mai departe, să vă trebuiască și un registru local al spațiilor verzi, nu știu dacă aveți în acest moment. Așa. Deci astea mai rezolvă în momentul în care începe să pregătiți proiectul în mod concret, da? Dar o parte din SF-uri, DALI-uri, trebuie să începeți să le pregătiți din timp. Suntem în 2021, probabil în 2022 se vor depune primele proiecte. Cam asta vreau să vă formez o imagine de ansamblu, fără să intru în foarte multe detalii. Vă stau cu drag la dispoziție cu orice întrebări referitor și la procesul de elaborare a strategiei și la procesul de, să zicem, elaborarea proiectelor de finanțare. Da, prezentarea este foarte frumoasă, făcută, bine structurată și vom vedea. Domnul primar o să ia deciziile cele mai înțelepte în ce privește investițiile prioritare. Ceea ce am spus eu la un moment dat, văd că mi-ați întărit convingerea că așa este, să nu plece la drum cu
100 de investiții, adică atât cât poate duce. Nu-i spun asta pentru că o spun din experiență, nu încerc multe și la un moment dat îți vine curtea de conturi și spune ai un studiu de fezabilitate, ne-a dus la bursă, ce cu ăsta și așa mai departe. Deci în sensul ăsta, nu din la... Din punctul meu de vedere, poate să fie 40-50, dar să ai capacitatea și liniile de finanțare ca să le poți duce și mai ales acea cofinanțare de care spunea și domnul. Da, până acolo trebuie să aveți în vedere costul realizării documentațiilor și în special documentațiilor tehnice, da? Ba, vizii, ba, documentații, ba, aparte pierde. Astea, nu, deci nu puteți, practic, exact cum vă spuneam și mai devreme, nu puteți depăși acel moment dacă nu există o asumare a documentațiilor tehnice. Ei, în speța alea sunt cele baza. Mai... Fără alea... Sim. Da. Ce să vă spun? Din cunoștințele v-am mai spus și nu merg înainte de a încheia cu cineva un contract. Mă rog, asta e principiul meu. Am studiat, au fost recomandări, pentru că nu îl putem lua, v-am mai spus, simpla carte să vă aduc, să o facem și de acolo să nu-l legăm. Tot împreună, domnilor consilieri, vom cădea de acord și asupra celor investiții necesare Comunei Scânteia, din momentul ăsta. Nu o să ne ducem să facem avioane sau nu știu ce, spunem că aducem fabrică de avioane. Nu. Împreună în ședința de Consiliu, domnul poate să vină oricând aici să spunem și să ne gândim bine la ce fel de investiții și pe ce axe, că bineînțeles, o să vedem acolo. Ca noi să dăm drumul la acele, să ne stabilim 2, 3, 4 obiective, acele CF-uri, acele ce trebuie să le punem în lucru. E adevărat că o să cheltuim niște bani, ne gândim foarte bine ceea ce facem ca după aia să nu le abandonăm. Asta e foarte... și eu nu cred că o să fac treaba asta. O să mai avem întâlniri, probabil o să mai aveți da. Întâlniri, domnul... O să fie, da, în sensul ăsta aveți descris și chiar și în mica prezentare, toate grupurile ținta relevante vor fi consultate prin intermediul, în special prin intermediul unor chestionare, da? Este cel mai simplu. Dumneavoastră reprezentați cetățenii, când vom vrea să discutăm cu cetățenii, ne vom vedea aici. Mediul de afaceri va fi consultat. Toți actorii relevanți din comună vor fi consultați și le aveți inclusiv aici prezentate. Da? Asta dincolo, să zicem, de datele statistice care și astea, dat fiind, avem un pic de experiență chiar inclusiv în domeniul ăsta, o să decelăm între ele pentru că la dumneavoastră aici este o situație un pic mai aparte cu ce obțin partea de demografie. Deci, dincolo de partea asta de date statistice, o să mai fie și o radiografie cu datele de la nivelul primăriei și o să vă rugăm să ne asigurați o sprijin, pentru că pe baza acestei radiografii corecte vom putea ști exact care este situația, da? Vor fi informații numai pe care le dețineți numai dumneavoastră, da? Pentru că tot ce e de la Institutul Național de Statistică, ONRC și așa mai departe, să știți că noi deja am început și le-am și... Am făcut o mică prelucrare. Dar o să ne intereseze date concrete la noastră, da? Număr de kilometri de drumuri modernizate pe tipuri și așa mai departe, nemodernizate. Astea sunt informații pe care exact dumneavoastră le aveți, da? Și o să fie o colectare și la dumneavoastră, deci la nivel intern și cu toate grupurile externe primării mai multe consultări, da? Da. Până ajungem și în felul ăsta o să identificăm toate necesitățile și după aia o să trecem să le selectăm. Să le selectăm, da? Pregătiți de licitație, spuneți la ce primărie lucrați și ce proiecte am putea să preluăm deja mers. Păi urmează să primim de la reziliență. Pe investiții vă referiți? Sau? În genere, pe toate. Pe investiții. Vă spun, mă iau așa, în capul meu. Parcuri industriale. La Siret, parcul industrial la Siret, noi l-am înființat, parcul industrial de la Ișalnița, lângă Craiova, noi l-am înființat. Vă spun mai ce-mi amintesc. După aia, centre de sprijinire afaceri 21B, la fel aveam unul, mai că l-a fost cu finanțare 50% și nu s-au băgat foarte mulți. Deci asta numai pe sprijinirea mediului de afaceri, dar tot prin autorități publice locale. Nu vorbim aici de mediul de afaceri, nu o să intrăm în discuția asta. Pe partea de mobilitate urbană,
în special pentru, pentru orașe. Avem 3 sau 4 proiecte mari de la 5 milioane de euro în care am înființat sisteme complete de, transport public, de la depou microbuze, în special microbuze, microbuze, sistem de... Așa. Tot pe, eficiență energetică avem investiții în eficiență energetică pe toate tipurile de, de instituții publice. Avem spitale, multe, reabilitați școli, deci educațional, spitale, primării, după aia... Dispensare, vorbim de dispensare comunale. Ambulatorii, am lucrat pe ambulatorii mai mari. Mare, da? Se pretează la oraș. Da. Lasă-mă mai... pe modernizare, dotări de, instituții publice. Nu vă ascundem, dar veți vedea un lucru concret ce se reabilitează la Universitatea Tehnică din Iași. Sunt proiecte noastre începute în 2016, chiar vis-a-vis de Palace. Sunt clădiri mari de anvergură, alea puteți să le vedeți. Inclusiv modernizări, dotări pe, pe structuri educaționale, dar referitor la structuri educaționale, și îmi cer scuze că am omis, dincolo de partea de investiții hard, cum s-ar zice, de infrastructuri, să știți că noi lucrăm de foarte mulți ani, și vă dau un simplu exemplu, în 2016 noi dotam comune de prin Oltenia cu table electronice interactive pe alte programe, precum ar fi programul operațional Capital Uman, care acum va fi foarte bine reprezentat în România și ăla puteți să-l atacați în parteneriat cu actori din societatea civilă, puteți să-l atacați foarte, foarte bine, vă puteți dota toate școlile cu tot ce trebuie, inclusiv programe de dezvoltare resurse umane. Chiar în acest moment, noi, ca firmă, suntem furnizori autorizați de formare profesională, am încheiat un POCU cu Universitatea Suceava, în care am ființat 37 de societăți, 37 de afaceri, acte 37 de mii de euro. Astea sunt programe care vor fi și în pachetul următor. Și astfel de programe vor putea fi depuse nu doar de către primărie, sau pot fi depuse de către primărie în parteneriat cu alți actori. Dar sunt multe, multe alte variante care vă puteți rezolva problemele, da? Dincolo de numai infrastructură propriu-zisă, da? Ce să mai zic? Pe alte tipuri de investiții. În principiu, cam pe toate tipurile de investiții la nivelul unui UAT am lucrat. La domnul primar, cred că i-am lăsat la un moment dat și un portofoliu extins. Da. Cu ce și unde ați investit? În această strategie care se va realiza 2021-2027, putem prinde o gamă mare de, proiecte. Deci nu se compune, dacă sunt prinsi în strategie, numai decât trebuie să le realizeze. Nu. Iar de acolo se va selecta, se vor selecta, eu știu, o serie de proiecte care sunt tezabile pentru comună, da, se prind de obicei o gamă largă pentru toate domeniile, ca să ai de unde, să nu ajungi la un moment dat că vrei să depui un proiect la anumite linii de finanțare, dar nu este înscris în strategie. Da, din acest punct de vedere este esențial ca analiza să fie, sau identificarea tuturor problemelor să fie foarte, foarte bine făcută. Pentru că după aia, imediat, se mai poate actualiza. Da? Dar dacă nu ai făcut procesul ăsta de radiografie corect, e mult mai greu să actualizezi o strategie. Da? Și o actualizezi ușor pentru că ai o bază de, analiză, da? Și poți să modifici inclusiv propunerile de proiecte, pentru că la un moment dat se va impune, apare o necesitate punctuală. Exact, și apare o necesitate punctuală. Chiar zilele trecute am avut pe o strategie făcută pe pachetul anterior, da? Pe anumite categorii de finanțări eligibile, noi mai exact se finanțează documentațiile tehnice economice, în special pe orașe.
din programul operațional asistență tehnică și au solicitat să fie prinse în strategie acele proiecte. Era aproape imposibil să fie prinse pe formatul respectiv, dar dacă analiza a fost făcută și am arătat în 10 locuri în strategie, uite, s-a identificat această necesitate și acolo și acolo și acolo, a fost foarte, foarte repede acceptată la nivel de ADR. Da, deci asta este foarte important să se facă această analiză completă. Da. Da? Și asta implică participarea noastră activă la acest proces. Da. Mulțumim, da, mulțumim domnule. Dacă mai sunt întrebări... Mai sunt ceva probleme? Dacă nu, atunci mulțumim pentru participare la ședința de astăzi. Dar... Da?